Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Vă spunem azi, luni, 8 septembrie 2014, la prima ediție a noului sezon a emisiunii Ceaiul de Dimineață. Sunt DJ Gabi și cel puțin până la ora 9 vom fi împreună ca să aveți o zi mai bună. Chiar apare în colțul dreapta din Gazeta de Nord-Vest. Ceaiul de Dimineață revine la Nord-Vest TV. Da. Sunt toate davalma aici peste cap, dar ne revenim încet. Am o cană plină de ceai, dar e plină ochi. Așa. Cu ceai începem. Și că e normal, dimineața când omul se trezește, bea un ceai, bea o cafea. Am avut o vacanță frumoasă. N-am fost peste mări și țări, așa cum am fost în alți ani. Și am preferat să mă învârtac și prin zonă, pentru asta îi mulțumesc pentru ospitalitate domnului Mihai Crișan, care s-a dovedit a fi o gazdă generoasă la Valea Măriei, și bineînțeles bunului meu prieten și șef Răzvan Govor, care a vorbit cu domnul Mihai Crișan să mă primească în gazdă. Și am descoperit că te poți distra în județ, te poți relaxa, exact așa cum te poți relaxa și în alte locații, și peste mări și țări. Și am avut parte de câteva zile de relaxare din plin la Valea Măriei. În rest, să știți că am fost și am îmbinat utilul cu plăcutul și în fiecare weekend, pentru că cei de la Aquastar, Satul Mare, văzându-mă la muncă, adică prezentând jocurile scoțiene, campionatul mondial al jocurilor scoțiene, unde am fost invitat de vechiul meu prieten Alexandru Cortean Șoni să prezint, văzându-mă acolo, au zis cum ar fi să l-aducem pe băiatul ăsta în fiecare sâmbătă să facă niște concursuri. Am făcut animație, concursuri, muzică și am descoperit o altă lume. Am descoperit lumea turismului sădmărean, adică au venit turiști din Brașov, din Vatra Dornei. Nu mai vorbesc că au început să vină și ungurii, din Ungaria. Făceam câte un concurs pentru copii și îmi spuneau părinții: Vigeazo minem tu iuc romanul, și am problemă, tu tata Gabi, tu moniorul. Și eu zic că e bine, dacă până acum mulți sădmăreni și nu numai, și din județele limitrofe, mergeau în Ungaria la diverse stranduri sau aquaparcuri, acum s-au oprit aici. Au fost foarte mulți clujeni, sălăjeni, maramureșeni, ce să vă spun. Am văzut număr de Suceava. De ce? Pentru că totdeauna când parcam dimineața acolo, aruncam așa un ochi împrejur. Și îți sar în ochi numerele de matriculare, nu? Mai ales cele din alte județe. Închipuiți-vă că la un concurs de tras frânghia pentru adulți, din 6 echipe, 5 au fost din Cluj. La fel, în altă săptămână au fost foarte mulți cei din Sălaj. La fel, Maramureșul e la putere. Sădmărenii sunt în proporție de, să spun așa, 30, maximum 40% în Aquastar, Satul Mare. Dar acest lucru nu deranjează pe nimeni. Sunt oameni civilizați. N-ai văzut un chiștoc aruncat jos. Mi-a plăcut foarte mult. Cei de acolo, domnul Bereschi Jolt, Barbara Zoltan, domnul director Jolti, sunt niște oameni extraordinari. Am colaborat foarte bine, am întâlnit foarte mulți cunoscuți acolo. Iar la concursuri am remarcat două săptămâni la rând niște băieți foarte, foarte, foarte corecți, bine făcuți, zdrave, au câștigat tot ce se putea câștiga la concursuri. Erau din Racșa, echipa din Racșa. Dom'le, nu știu ce mănâncă băieții ăștia, dar au fost atât de tari încât la un moment dat erau să câștige inclusiv concursul de tras frânghia. Într-o săptămână au fost cu campioni absoluți, dar în cealaltă săptămână s-au nimerit cu niște dulapuri. Au avut o echipă
De patru, patru persoane. E, concurenții, adversarii ceilalți, adversarilor, erau niște oameni, cel mai slăbuț avea vreo 130 de kilograme. Cam vă dați seama că e greu să-i miști din loc pe astfel de oameni. La 130 de kilograme, nu? Ho, 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 ho. Da, am fost și în Ungaria. Am fost și în Baia Mare la mol. Am zis că banii pe care i-am fi dat pe transport ca să ajungem în Grecia sau în Croația, hai să-i lăsăm pe la mall-uri să ne dotăm. Și chiar am luat fetei mai mici un ghiozdan, o marcă foarte veche ungurească. Pot să zic liniștit că nu-i reclamă, de ce? Nu se găsește în România, nu se prea vinde pe aici. E vorba de Budmil. Budmilul știu cam din 95-96. Și ce m-a surprins? Da, o calitate deosebită, preț rezonabil. Ce m-a surprins? Că deja și ei își fac produsele, mărfurile, na, nu în Ungaria. Ne-am vorno com oioruc, adică nu cu o sungurie. Nu, în China. Și pe alea scrie deja made in China. Dumnezeule, oare mai există ceva pe lume ce nu se face în China? Hm? E cazul să vă reamintesc că, da, și intrarea în Ungaria a fost cu năbădăi. Eu ca fraierul, pentru că se prezintă amândoi, vame și cel român și cel ungur întind mâna deodată. E, bineînțeles, ăsta român a fost mai aproape, i-am dat pașapoartele când era să trecem. Eu cu tot familionul în mașină, ăla ungur și el, ce să-i mai dau, mă gândesc, îi dau permisul și îi dau talonul lui ăla. Și îmi zice, după ce se uită, no, este nemchelet odial, moș marvi, sochel, nu știu ce, să te întorc. Puu, dar ce am făcut, domne? Adică de vreo câteva zile îmi era expirat, mi era valabilă inspecția periodică până în 20 august. Da. Și m-a întors omul. Pentru că mi-a spus, e ok, eu te las. Nici nu te amendez, că te văd cu familia. A fost un băiat foarte de treabă. Dar mai încolo te opresc ai noștri. Și o să ți-l ceară. Și amenda știi cât e? Nu vrei să știi. Pa! Și ne întoarcem, domnule. Și caută, hai repede, cine face inspecția, că totuși vreau să merg astăzi în Ungaria. Eram programați că mergem la grădina zoologică din Mirea și azi se numește Alotkert. Am fost acum 2 ani. E fabuloasă, vă recomand. De schimbă cu totul concepția sau conceptul de grădină zoologică. La noi în România, grădina zoologică e un spațiu foarte frumos, destul de înghesuit, unde vezi niște animale ploate, nenorocite, ca vai de mama lor, tratate într-un mod din un an, într-o cușcă de câțiva metri pătrați. Nu, în Ungaria au un țarc de la mare, nene. Îi lucește blana, îi dau vitamine. Ce știu eu ce le dau, dar sunt animale de expoziție, nu altceva. Atât de frumoase sunt. Au spațiu, grădina respectivă se întinde pe vreo 35 de hectare, am înțeles. Și am intrat ultima dată când am fost dimineața la 10, am ieșit după masă pe la 5 jumate și nu văzusem tot ce era de văzut. Hmm? Asta e cu locuri pentru luat masa. Deci te pui, ai băncuțe, ai mâncarea la tine, desfaci sandwich-urile, picnic. E fabulos, cu terase, cu așa mai departe. Show cu ulei de mare, e altceva. E, n-am mai ajuns acum. De ce? Că am fugit repede la Ciobi, la mecanicul meu, și am zis, domnul Ciobi, cine îmi face rapid inspecția? Că vreau totul să mă duc în Ungaria astăzi. Și m-a trimis la domnul Sălăjanu, mi-am făcut-o. Și du-te înapoi, când m-a văzut vame și ungur, ai venit înapoi, da, ți-ai făcut aia, poftiți. Am făcut-o, da, mi-a verificat mașina, a pus-o, a turat-o, au acolo. Deci e cu totul și cu totul altceva. Inspecție, inspecție. Așa, și ne-am dus la Nirecează, la unul dintre molurile lor. A fost ok. Chiar mi-a plăcut că în centru am prins ceva formație, cânta, copiii dansau, era ceva sărbătoare, dar n-am stat să... Dați-mi voie să vă spun că am avut record de viteză la shopping. O oră și un sfert am stat în mall. Dacă mergeam cu soția și cu familia la mall-ul din Oradea, mâncam de două ori înăuntru. De ce? Că intram dimineață și ieșeam seara. Făceau kilometri. Ideea e că la mine familia se cam blochează între rafturi câteodată. 2 metri încoace, 2 metri încolo, lucru care îmi scoate niște pere albi în cap. Pentru că eu dacă mă duc la cumpărături, într-o oră am făcut cumpărăturile. Da, Robi, ai fotografiile care ți le-am dat? Ia, dă-te rog frumos
Să vadă și telespectatorii cam despre ce ar fi vorba aici. Dar asta este la un eveniment privat unde am fost invitat. N-am stat în această vară. A fost îmbinat utilul cu plăcutul. Dă mai departe, te rog frumos. Așa, aici e la școala Net Music School cu unul dintre elevii mei, care, vedeți, e la platane. Da, câștigătorul campionatului mondial de jocuri scoțiene se numește Rafał Kobylarz, este din Polonia, are vreo 145 de kilograme. Așa, aici e organizatorul, Mr. Șoanii Corteanu, știe toată lumea, cel mai puternic român din lume. Da? Tata Gabi cu cupele, nici nu mi-a ajuns una, am luat două în mână, să vadă lumea că sunt câștigător, da? Așa, aici a fost cel mai uriașul din Islanda, cel mai zdravân participant, 2 metri și 5 centimetri are omul și 152 de kilograme. A? Și aici toți participanții din 10 țări. E, aici m-au remarcat cei de la Aquastar și m-au invitat pe urmă. Bineînțeles, am răspuns cu plăcere invitației lor. Da, aici sunt cu frate meu. El e de vreo 15 ani în Italia, acum a venit acasă, acest lucru ne-a bucurat nespus, are în cap pălăria mea. Mi-a cumpărat pălărie. Da, asta era masa mea de birou. De aici coordonam totul, e o scenă frumoasă acolo. Dă mai departe, da, câștigătorii concursului Raliul cu roata. După cum vedeți, acolo e o anvelopă. Domnii respectivi au luat locul 1, 2 și 3. Da, doamna mi se pare că a luat locul 3. Aici e o fază din concursul de tras frânghia, undeva în mijloc sunt și eu pe acolo în decor. După cum vedeți, băieții trag serios, nu se joacă. Așa. Aici e deja în paradisul de la Valea Măriei, în mijlocul pădurii de braz, de stejar cu soția. Piscina exterioară fabuloasă, avea apa chiar potrivită, nu era nici caldă, nici rece. Dă mai departe, te rog. Da, o reclamă extraordinară, o șancă, nu știu cine este, dar mi-a plăcut ca stare mișcată minute în șir în colțul piscinei și am zis, hai să fac o fotografie. Ia uitați-vă. Da, decorul e magnific, ne-am simțit foarte bine, au piscine exterioare, interioare și piscina exterioară care e foarte mare, așa. Se vede, e înconjurat de stejari și se simte aerul curat. Lumea e civilizată. E interesant e faptul că am auzit foarte mult limba franceză. Limba franceză. Chiar am cunoscut un francez din Paris. Aici picam în apă. Deci, efectiv, m-am lăsat să cad pe spate. Relaxat, nevoie mare. Nu aveam nici măcar o grijă sau o supărare. Aici sunt cu soția. La plimbare seara, în mijlocul pădurii, pentru că înainte de culcare făceam o plimbare. Aici sunt cu fetele mele. La plimbare chiar ne-am simțit foarte bine și n-a trebuit să batem nu știu câte sute de kilometri. Asta voiam să vă spun, iar domnul Mihai Crișan s-a dovedit a fi o gazdă extrem de primitoare. Foarte! Nu e cazul să vă mai spun că în inima țării oașului nu servești ca aperitiv băuturi străineze. Nu, au apa lor sfințită. Știți despre ce vorbesc, da? Am fost tratat. Acolo apa sfințită e la ea acasă, aghiazma, da? Dragi telespectatori, e 7:22 de minute. După cum vă spuneam, am avut o vacanță frumoasă. Am și lucrat, dar m-am și relaxat. Și acum să trecem la meteo. 13 grade Celsius în acest moment la Satu Mare, cum ne spuneau meteorologii, se anunță a fi o vară lungă și o toamnă lungă și frumoasă. De ce îmi tot stă vara în cap? Încă n-am ieșit de sub efectul ei, probabil. Luni 8 septembrie, maxima zilei 28 de grade, minima 13 grade Celsius. Mâine cer senin din plin, 28 de grade Celsius, la fel 14 grade minima. Deci vremea se va mai încălzi puțin mâine. Pe miercuri avem prognozată furtună, 27 de grade Celsius, maxima 14 grade minima. Și dacă azi și mâine se anunță cer senin din plin, pe miercuri avem prognozate 40% șanse de precipitații. Joi cer parțial noros, 26 de grade Celsius, maxima 18 grade, minima 20% șanse de precipitații. Pe vineri din nou va fi senin, vineri 12 septembrie, 29 de grade Celsius maxima, 18 grade minima, 10% șanse de precipitații. Sâmbătă 13
Septembrie, cer senin, 29 de grade Celsius, maxima 16 grade, minima 10% șanse de precipitații. Duminică, 14 septembrie, cer parțial noros, 26 de grade Celsius, maxima 16 grade, minima 20% șanse de precipitații. Să vedem cine s-a născut pe 8 septembrie. 1918, Derek Burton, chimist britanic, laureat al Premiului Nobel pentru chimie în 1969. 1925, Peter Sellers, actor britanic, decedat în 1980. 1930, Aretin Ciorcovei, fizician român. 1941, Dan Coe, fotbalist român. 1951, Bela Marco. Oh, Marco Bela, baci! Șoc, fiule, atei, șnop, chivano, că-i dorim la mulți ani lui Marco Bela, politician român de etnie maghiară. 1951, dar nici nu-i așa bătrân, încă putea să ducă mult și bine, dar, în fine, el l-a lăsat pe Hunor Kelemen în locul lui la șefie, preferând să rămână în umbră. 1960, Marian Sorin Paveliu, politician român. 1963, Gabriel Sandu, politician român. Cine sunt ăștia, că eu nu-i cunosc, chiar nu-i știu. Sunt ăia care într-o legislatură au luat cuvântul de două ori, probabil, în patru ani, dar nu-i știm. 1973, Petre Marin, fotbalist român. 1974, Bobby Păunescu, regizor și scenograf român. 1979, Pink, cântăreață americană. Da, să vedem ce sărbători sunt azi. Nașterea Maicii Domnului, calendarul ortodox, calendarul greco-catolic. Da, e Sfântă Mărie cea mică, le spune la mulți ani tuturor măriilor și marianelor, derivatelor lui Marian, așa mai departe. România, ziua petrolistului, sărbătorită din 1990 la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom, se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliștilor. Aoleu, prin extensie Sfânta Maria ar fi patrona protectoare a benzinărilor. Nu-mi place. De ce? Pentru că e scumpă benzina și motorina la fel, da? Ziua internațională a alfabetizării se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului desfășurat la Teheran în septembrie 1965. Bun, ce ar fi de spus despre alfabet? Toamna se numără bobocii. O groază de copii vor începe acum clasa întâia și cum spunea Nikita Stănescu, e fabulos acest vers, dragi telespectatori, căci de la A până la B, atâta cale lungă e. E fabulos! E unul dintre versurile mele preferate. Da, mi-a mai rămas timp să vă citesc principalele titluri pe scurt. Avem amândouă cotidienele locale, Gazeta de Nord-Vest, Informația Zilei, începem cu Gazeta de Nord-Vest. Ceaiul de dimineață revine la Nord-Vest TV. Wow! Mulțumesc domnului director Răzvan pentru reclamă. Distracție și voie bună la festivalul porumbului de la Domănești. Două din victimele exploziei de la Acâș au murit. Bogdan, exemplu de multiculturalitate. Da, au fost maghiari, șvabi și români. S-au distrat pe cinste. Și e ok, Satu Mare, în general, județul Satu Mare poate fi un exemplu. Un exemplu de multiculturalism. Eu sunt pentru multiculturalism. Eu am avut multe de învățat de la alte naționalități, de la minorități și așa mai departe și consider că avem cu toții de învățat unii de la alții. Și ar fi bine să luăm ce e mai bun, nu ce e rău. Da, mi s-a întâmplat și reversul medaliei, fiind invitat la un eveniment multicultural, n-am să vă spun precis unde, din respect pentru organizatori, că ei nu au nicio vină și au pus niște domni și jumătate. Și încercând să fac niște înscriere pentru concursuri, pentru că da, am prezentat foarte mult în această vară, de fapt nu vară, începând din mai încoace, am fost invitat la diverse evenimente și am prezentat și ajung la o masă unde erau mai mulți
Înscriu unul dintre ei la concurs și cel de lângă mine vede că n-am scris bine numele de familie. Bineînțeles, am vorbit cu ei în maghiară, pentru că eu în sat mare, omul în ce limbă mi s-a adresat, în limba respectivă i-am răspuns înapoi, de ce vreau să învăț mai bine limba maghiară. Mă descurc foarte ok în Ungaria și mi-a ajutat foarte mult de câte ori am ieșit în afară faptul că eu cunosc maghiara. La nivel mediu, să spun. Aș vrea să o știu mai bine. Și cel de lângă mine vede că n-am scris bine numele de familie a unuia dintre comeseni care s-a înscris la un concurs și mă întreabă: mi feile moior voi te ne mirtaliu o neve. Ce fel de maghiar ești tu că n-ai scris bine numele? Și eu zic: domnul, nu vă supărați, ne oro union, ne roma voi, ne moior. Ce pretenții aveți de la mine? Am învățat fără profesor limba maghiară. La care zice ăsta: roma voi, da, roma voi. Ești micere așa locurite. Ce cauți aici? Am scos buletinul și am zis: ia, uitați, domnule, scrie născut și crescut în satul mare, da? Unul la mână. Doi, micere așa chitem. Păi trebuia să cer la organizatori să pun afară o tablă la intrare, interzis cu câini și cu români, nu? Dar ăsta a fost unul. Pentru unul singur. Eu nu generalizez niciodată. Și v-am spus în repetate rânduri, dragi telespectatori, să nu generalizăm. Cum o floare nu aduce primăvara, la fel. Un prost nu poate să strice munca a mii de oameni. Sau distracția a mii de oameni, nu? Nu. Pentru că nu-i dăm voie, efectiv. Și am spus chestia asta și au râs toți de la masă. Dom'le, trebuia să cere organizatorilor să pună o tablă acolo. Interzis accesul câinilor și românilor. Și atunci era regulă, nu mă vedeai pe mine aici. Și au râs toți de el. A tăcut, gata, i-am pusă, nu? Editorial, planuri de jucate, semnat de Mario Soproiu. Fenomenul Castelanii, 50 de ani de activitate. Aș la pescuit, nu doar la stins incendii. Liga 4, Elite Decebal Vetiș, 1-3, Luceafărul fără strălucire. Două din victimele exploziei de la Acâș au murit. Da, am auzit de această tragedie. E durere mare, vă dați seama. Vii la distracție și te trezești, dacă te mai trezești, la spital. Sau, mai rău, îți pui neamurile să se pregătească de mormântare. Rubricuța mica lui Castorică, nu vă citesc, de ce? Pentru că, da, conține unii termeni care pot fi considerați licențioși sau vulgari sau obsceni sau așa mai departe. Și știți, v-am spus în repetate rânduri, mi-e frică doar de Dumnezeu și de ce ne ia pe lumea asta, în rest n-am probleme. Cadavrul unei femei găsit în Someș, doi hoți săltați de polițiști. Nu-mi place asta, nu vreau să aud așa ceva. Da, dragi telespectatori, ci că s-a crăpat de ziua, 7:31 de minute, luăm acum publicitate, știri și așa mai departe, ne întoarcem după. Bună dimineața, vă spunem încă o dată, dragi telespectatori, iată, am revenit din nou ca să facem ce show în prima ediție a ceaiului de dimineață din acest sezon. Invitatul nostru, primul dintre invitați, că avem doi astăzi, e domnul director adjunct al Centrului Județean de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale. Am spus bine că e foarte lung titlu. Aproximativ. Exact. Domnul Nogi Orban, director al adjunct, cu care vom discuta despre festivalul folcloric al naționalităților de la Bogdand. Să știți că nu știu dacă ați apucat să citiți presa astăzi, ați fost lăudați. Bogdand, exemplu de multiculturalitate. Eu am zis că tot județul nostru poate fi dat exemplu de multiculturalitate. Absolut. Și eu chiar le-am spus telespectatorilor, dacă sunt luat la întrebări pe stradă, în limba în care sunt întrebat, în acea limbă răspund. N-am absolut nicio problemă, pentru că eu doresc să învăț maghiara mai bine. Cu germana stau mai slab, aici avem o mică problemă cu germana, pentru că... Aici amândoi avem o problemă, înseamnă. Și da, și dumneavoastră am înțeles că v-ați născut în Brașov, în zona... Exact. Extraordinar. Chiar în centrul vechi, în Schei Brașovului. Și ați avut atunci vecini sași, da? Da, foarte mulți. Și n-ați învățat de la ei?
Nu, pentru că în copilărie știți cum e. Fiecare încerca să... Când ne jucam, de exemplu, de ascunselea sau orice alt joc unde erau echipe și nu doream ca să afle ceilalți ce dorim, tactica noastră de luptă, cum se spune, atunci vorbeam în limba noastră și atunci nu se comunica. Da, domnule director, de câți ani sunteți în Satu Mare? Acesta este al 18-lea an. Oh, 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 da, aveți vechime, gata. Sunteți naturalizat, sunteți băștinași deja. Și cum vi s-a părut cel mai mare sat din România când ați ajuns aici? A fost o experiență destul de interesantă. Deci, cum am venit de la Unio încoace, acolo era o alimentară pe colț, da. Arăta jalnic, după aia am intrat mai înăuntru, arăta iară jalnic. Deci a fost un pic cam șocant. Dar de atunci s-au făcut totuși niște progrese. Da, pentru că, vă spun părerea mea sinceră, influența germană s-a simțit foarte mult în Brașov. Ori se știe că sunt niște oameni extrem de civilizați, curați, gospodari, bine simțiți, nemții. Deci au un bun simț nativ din naștere, o civilizație aparte, exact. La fel e și cu maghiarii, sunt mult mai civilizați ca noi. Eu văd lucrurile astea de câte ori ajung în Ungaria. Nu vei vedea chiștoace aruncate pe jos, sau dacă le vezi, înseamnă că au fost români pe acolo. Să știți că am fost acum în vară la Brașov și eu spun că și acolo s-a reușit acest lucru, deși strada Republicii sau partea aceea unde este o pietonală, unde mișună oamenii, da? Nu găsești un chiștoc aruncat și sunt mii și mii de oameni care trec zilnic, au reușit cumva să facă, să înțeleagă oamenii că degeaba vine Florisalul să-și strângă după tine, nu se poate după fiecare om, după fiecare chiștoc. Trebuie cumva învățat că nu, pur și simplu nu l-arunca jos, du-l până la coșul de gunoi. Da, nu da, e o problemă da, foarte grea. Eu am constatat că există și alte metode. Am un văr în Paris de vreo 20 de ani și am fost la el în vizită și mi s-a spus: nu cumva, dacă ți-a prins o țigară, să arunci chiștocul pe jos, că e 88 de euro amenda. Zici, bine, dar ce faci? Împachetează-o în hârtie, în șervețel, dar nu arunca, o pui la primul coș. Deci 88 de euro amenda. I-au constrâns pe ăștia să nu mai... Eu nu cred că la Brașov... Un oraș foarte murdar, Parisul, datorită faptului că acolo chiar e multiculturalitate. Da. Turnul Babel depășește deja termenul de multiculturalism. Și... încet, încet v-ați adaptat la stilul ăsta, sătmărean, pentru că mulți dintre cei care s-au stabilit aici provenind din alte zone au rămas așa: bă, dar ce-i cu voi, mă? Voi sunteți puțin rămași în urmă, la voi e durere, la voi așa, așa, așa. Orașul în care nu se întâmplă nimic. Asta nu e adevărat. Eu consider că și în orașul acesta se întâmplă foarte multe lucruri, însă parcă le place mai mult oamenilor să se plângă, să se complacă într-un fel că aici nu se întâmplă. Nu... Sunt evenimente culturale, sunt evenimente de toate genurile și aici în Satu Mare, dar oamenilor le place așa să se plângă. Dacă e prea mult, dacă se fac multe evenimente, atunci se plâng că sunt foarte multe și se risipesc bani. Dacă nu sunt evenimente, atunci se plâng că nu sunt evenimente. Deci, cred că e o puțin problema mentalității. Suntem puțin cam cârcotași, nu? Da, da, da. Asta consider eu. Exact. Am văzut așa pe un site de ăsta de... știri. La noi, dacă la noi se anunță orice. S-a anunțat când s-a pus crucea pe biserica unde sunt și eu arondat, parohia mea, și că are 8 metri și nu știu ce. Și a și sărit una deșteaptă și scrie acolo: fuai, Satu Mare nu-și poate permite cruce de inox de 8 metri, atâția bani. Dar ce nu știa fata e că banii aceia au fost strânși de la noi, de la Enoriaș, n-a fost luat nimic de la primărie. Da, sare deșteapta, uai, atâția bani, cât a cheltuit primăria. Imediat comentează o groază absolut. Specific, Sătmărean, am impresia. Da, da, este puțin, așa este. Așa este. V-ați constatat că există o oarecare asemănare între sătenii noștri din Satu Mare și babele care stau la poartă și așteaptă să vină oamenii de la oraș să afle ce mai e nou. Cam exact, așa, exact, cam așa exact merge. Dar să trecem și la Bogdan. Cum a fost? A fost un maraton, dacă e să o luăm așa. E prima dată că o organizați dumneavoastră? Nu, eu am început de anul trecut să mă implic în organizarea acestui eveniment. Am încercat să aduc câteva nuanțe, câteva noutăți în organizarea ei. Anul trecut am crezut că ar fi benefic să chemăm formații din alte zone. Aveam gânduri așa, planuri mărețe,
Dar și n-a fost rău într-un fel, pentru că într-adevăr au venit formații foarte bune, s-au prezentat dansatori de excepție, dar anul acesta m-am gândit că ce-ar fi să promovăm și cei al nostru, pe cei din județ. Corect. Și atunci m-am axat, 70% m-am axat pe formațiile din județ și chiar din zona Bogdandului, pentru că ei nu au atâtea posibilități să se prezinte, să-și arate. Să se promoveze, exact, da. Exact. Și atunci a venit formația din Giorocuta, formația de dans popular românesc din Giorocuta, copiii din Corund, tot așa cu dans românesc, o formație nou formată de dans popular maghiar din Nadișul Hododului și au dansat chiar foarte, foarte bine. Pe cei din Ser îi știam de mai demult. E încă în județul Satu Mare, e la limita cu Usălar, exact, Hododului. Da. Mai știu geografia, exact, județului. E înainte de Hodod, între Bogdan și Hodod se află această mică localitate. Și am văzut un tânăr solist de muzică populară românească, nu știu, acum nu-mi vine numele, dar a avut o voce și a cântat așa de frumos câteva piese, încât am rămas uimit, au zis și spun colegului meu, Petrică Mureșan, să se uită un pic care-i treaba cu băiatul ăsta, că e foarte, foarte bun. Are o voce superbă, superbă. Da? Exact. Și jvăbeștile, dansurile jvăbești, că mie îmi plac astea. Da, sunt foarte frumoase. Am invitat din Ciumești două formații, deci formația de seniori și pe cei tineri. Atunci am invitat formația Gemeinsam din Satu Mare. Ei au venit, dar au avut un program foarte încărcat, deoarece în oraș se desfășura un eveniment al șvabilor, dar au reușit cumva să ajungă și ei. Au dansuri foarte frumoase, foarte interesante și ceea ce am observat, că sunt diferențe destul de mari, deci ceea ce dansează Gemeinsam, ce dansează Ciumeștiu, ce dansează, de exemplu, Rote Rose din Carei. Deci sunt dansuri diferite, interesante, pe care până acum n-am avut așa ocazia să le observ de atâtea ori. E chiar foarte frumos. Am o formație de romi din Carei. Da, ei sunt un story interesant, deoarece anul trecut i-am invitat și dansează foarte bine. Și au cântat în limba română sau maghiară? N-au cântat, ei numai dansează, deci n-au soliști, dar nu mai dansează. Însă anul trecut au venit și au dansat pe manele. Și am zis, dragă doamnă, dar aveți atâtea melodii frumoase, atâtea, dar într-adevăr, ceva așa adânc, frumos. De ce pe manele? Păi că așa au spus, că așa e mai bine dacă dansăm pe manele. Ei, eu vă spun să nu mai dansați pe manele. Dansați pe muzica dumneavoastră originală, pe care e frumoasă. Și de atunci ascultat-o bunicii și părinții voștri. Exact, dar e ceva foarte frumos. Deci dacă asculți o formație, poate au vrut să fie mai moderne. Da, nu? Da, ei au crezut că prin faptul că vor dansa pe manele vor fi mai cool, mai. Da, nu. Eu am observat că intelectualii cam refuză să asculte manele. Nu, sunt oameni care nu fac compromisuri. Că acum lumea se împarte între maneliști și antimaneliști. Care de mijloc. Eu n-am treabă. Deci și aceea este o linie melodică și aceea este iubită de foarte multă lume. Dar eu nu știu cum ar fi acum să, în loc de dansuri sătmărene și melodii sătmărene, să dansăm pe nu știu ce fel de melodii. Să vă povestesc altceva. Am ajuns în sat maghiar, Agriș, la un eveniment privat. 99% erau maghiari acolo și la un moment dat vine un bătrân la mine, eu eram cu muzica, și vine un bătrân la mine și zice: Fion, tu-s maghiarul, Igen. Haneam tăselăchim Nicolae Guță. Și am stat așa cu gura căscată, zic, domnule, nu știe românește, dar pe Guță îl cântă pe din afară. Doar înțelege omul ce cântă. Da. Cam așa merg lucrurile. Și în momentul în care, hai să-l satisfac pe domnul, punem Nicolae Guță, toți au nebunit. Toți dă-i, era veselie și bucurie. Da. Ei, tot mai asta e menirea unui festival de genul Bogdandului, să se vadă că există așa ceva. Există niște lucruri, deci niște dansuri, niște cântece care sunt vechi de sute de ani, să-i spunem, sau de foarte mult timp cel puțin, s-au format în timp, s-au cizelat în timp, deci astea sunt niște valori care astea trebuie promovate. Deci asta ar fi important. De fapt, e un adevărat tezaur cultural. Exact. Sunt melodii lăsate din tată în fiu, exact, moștenire. Exact.
tradiția trebuie dusă mai departe, dar am observat că în ultimul timp se cam pierde. Se cam duc într-o direcție. Eu am fost dansator profesionist. Să fie oare efectul globalizării? Nu, este efectul că părinții nu i-au... Deci deja părinții nu au avut parte de atâta... Deci n-au mers în baluri de atâtea ori cât mergeau părinții înainte și așa încet, încet s-a devalorizat. Dacă nu se mai organizează baluri, decât foarte rar, se organizează disco și deci la țară. Deci n-aveau unde să vadă. Păi când a apărut discotecile, au fost o nebunie tot așa. Evident că nu s-a mai dansat dansurile tradiționale, a încercat toată lumea să fie la pas cu moda și așa se pierd aceste valori. Asta îmi pare bine că, da. Îmi pare bine că au început să se înființeze multe formații care sunt interesate de dansurile populare și asta e un lucru extraordinar de important ca tinerii să se ocupe cu, deci să simtă ceva pentru melodiile astea, pentru dansurile astea. E extrem de important să dorească să danseze și să danseze autentic, să nu danseze chiciuri, să nu danseze... Da. Pentru că dansurile astea cumva îți dezvoltă simțul ritmului, mișcarea, este un fel de exprimare. Bineînțeles. Cum s-a stat la Capitol Ciardaș și Mulatăuș? E aceeași ca manelele. Deci... Eu nu consider că e aceeași ca manelele. Ciardaș e muzică veche ungurească, populară. Nu, deci Ciardașul, nu intră la categoria dans popular maghiar. Să o clarificăm. Ciardașul este un fel de nume din ăsta care adună o grămadă de lucruri la un loc. Îți spui Ciardaș... Îi generalizez? Da, deci, de exemplu, la Satul Mare este Friș Ciardaș și Ritco Ciardaș. Așa. Care nu e tot același lucru. Unul e pe o melodie mai lentă, unul este pe o melodie mai rapidă, mai... Da, dar cel lent nu intră la categoria Holgotouzene? Nu. Nu. Nu, aia e altceva iarăși. Deci sunt mai multe categorii și Ciardaș e un nume... Face radiografia Ciardașului, dragi telespectatori. Deci mie mi-a plăcut întotdeauna Ciardașul. Are un ritm alert cel de dans, așa, dansabil. Da, în fiecare zonă Ciardașul e numit altfel. Deci, de exemplu, în zona Mezușig este Sasco, este... Sărazul, deci sunt multe multe categorii. Numele ăsta comun Ciardaș le adună pe toate așa la un loc și spune că nu dansează Ciardaș, dar nu, deci fiecare trebuie delimitat. Da, iar Mulatoșu am observat că e cântat de foarte multe formații din Ungaria și corespunde, dacă e să-i găsim un corespondent, ar fi stilul etno la român. Da, exact. Și văd că are... E pe rind de disco, melodii vechi, maghiare, nei, tanțuri puse, transpuse, remixate, puse pe rind de îmi place mult, am Psihover. Ești tehnic. Da, eu am avut ocazia să-i aud destul de multe ori pentru că am fost prezentator la diferite zile ale comunelor și ei au luat acolo parte și au cântat. Da, și sunt buni. Nu sunt îmi place și bune ușpiciul, știți, nu? Că a fost și antrenor de box. Îi știu, dar pentru mine această zonă nu, mare lucru, așa nu reprezintă o valoare. Am înțeles. Nu reprezintă o valoare. Da, am înțeles pentru ce că vrei să spuneți. E ceva așa, nu știu să găsesc expresia cea mai bună, dar e ceva așa ușor, care nu... N-are greutate. Bun, dar de ciardașurile tradiționale, ce spuneți? Cum ar fi Saspengul Necutenofele? E inventat pe vremea comunismului, deci atunci au apărut partea asta, deci mulătoșul ăsta, ca un fel de replică la partea asta foarte concretă a dansului popular și a cântecului popular. Ceva mai ușor așa, mai ușor comestibil, dar care, după părerea mea, nu are o foarte mare valoare. Bine, toată lumea știe, oricine trebuie, că e Ozosip și din astea, evident, toată lumea le știe, dar dacă întrebi chiar un sătmărean, spune-mi, te rog, o melodie din zona ta, una veche pe care o cânta și bunicul tău și străbunicul tău și... Să uită și nu o să știe. Nu o să știe. Și asta e părerea mea, deci de asta îmi pare rău. Pentru că aia e valoarea. Se pierde tradiția. Aia e valoarea. Vă cred, se pierde tradiția. Totuși, dumneavoastră, fiind specialist, m-a surprins acum cu astea, dar, în fine, știți că la popor ține, la masa populară. Bine, eu am observat treaba asta, dar... Are criză. Și nu pot spune că... E dreptul lor, evident. Le place ce dorești să le placă, dar noi să încercăm ca
pe cei mici, de trei început de la copii. Da. Să încercăm să punem microbul ăsta al calității în ei și atunci când vor crește, poate că mulotul nu o să mai reprezinte același lucru pentru ei ce reprezintă pentru cei care acum s-au obișnuit cu... Să vă spun că în urmă cu vreo 10-15 ani a ieșit un mare specialist și a spus în 2-3 ani manelele dispar și se cântă mai mult acum. Deci nu da, știu deci, ce să zic. Evident. A ieșit mare specialist. Lumea merge înainte, deci sunt lucruri pe care nu putem să știm acum dacă e bine sau nu e bine. Este și asta o posibilitate. Unora le place manelele, altora le plac melodiile vechi. Acum, la alegerea fiecăruia. Da. Există și între ei, totuși, unii care sunt căutați, poate mai mult de afară. Dacă vă spun că Florin Salam, pe care eu nu-l ascult, îi știu melodiile, dar nu-l ascult, a fost căutat de Goran Bregović ca să facă melodii împreună. Care Goran Bregović este un nume de rezonanță absolut, mondială. E absolut, ascultat recunosc. În Brazilia, în Japonia, recunosc. Oriunde. Așa. Și care totuși are în melodiile lui influența balcanică, se simte ca în, nu absolut, știu, niciunde absolut, în altă parte nu simți influența asta de balcani ca și melodiile lui Goran Bregović. Un alt mare compozitor și lansator de vedete, el a descoperit-o pe Andra, pe soția lui Măruță, Costi Ioniță, a ajuns să ia două premii Grammy pentru melodii compuse pentru Shaggy, marele cântăreț american. Deci nu neapărat tot ce e manelist ar fi rău. Dacă li se canalizează energia în scopuri pozitive și îi capacitezi cu o doză de optimism, iese ceva de neimaginat. Eu aș dori să văd producția în care Goran Bregović cântă împreună cu Salam, să vedem cum sună acea melodie. Eu cred că a schimbat puțin totuși tonalitatea lui. Structura s-a schimbat puțin, dar în care direcție mai mult? În direcția lui Bregović sau în direcția lui Salam? Să știți că ei au o capacitate de adaptare foarte mare. L-am auzit pe Adrian Minune cântând operă. Și cânta bine. Nu l-am auzit. Și cânta bine. Are voce, asta ce recunosc. Ce e de remarcat la Minune, că e analfabet muzical, adică nu știe notele, dar băieții din taraful lui toți au conservatorul. Și în momentul în care l-a ascultat pe regretatul interpret Izidor din Stâna, dacă ați auzit da, despre Izidor, au ajuns să joace un film împreună pentru francezi, un film produs de francezi, Gal Jodilo, în care a jucat și Rona Hartner, presupusa amantă a fostului președinte Emil Constantinescu, parcă așa se spunea. În momentul în care Adrian l-a ascultat pe Izidor, a spus, ești cel mai bun violonist din lume. Și ăsta avea ureche. Cât că era manelist și nu știu ce, dar cred că la viața lui a ascultat câțiva ceatărăși, da, cum se spune la noi, ceterași și așa mai departe, da? Consider că fiecare, gusturile acestea sunt indiscutabile. Absolut. Nu? Nu poți, dacă omul vine la magazin și își cere o pijama, tu nu poți să-i spui, uite, lasă pijama, îți ofer un costum la reducere, că absolut, nu se poate culca în costum. Absolut. Eu corect, aici fac o mică paralelă, nu? Pijamaua, o au toți, da? Costumul, ce înseamnă calitate? Asta nu e, așa nu este. Poți să-i dai costum dacă omul vrea pijama, că nu o să doarmă în costum, cum evident, o să-ți ducă în pijama evident, la nuntă sau la botez sau la un eveniment. Evident. Știți cum este. Evident. Însă mi-a părut foarte bine că au fost foarte mulți spectatori la festivalul de ieri și asta înseamnă un lucru bun, deci înseamnă că oamenii sunt interesați de calitate, de costum, cum ar da, veni să vorbim da, așa. Anul trecut am început, deci prima dată am făcut, am închiriat un autocar, am zis cei care doresc să ajungă la fața locului, ori n-au mașini, ori este da, foarte departe, nu-și pot permite. Asigurați transportul. Atunci am zis, hai să aducem un autocar și apoi am vedea dacă vor da, veni, nu da, vor veni. Am, da, la am dat la presă ca să știe lumea despre da, acest lucru. Și aveam niște emoții foarte mari când mergeam către stația de autobuz unde trebuia să ne întâlnim. Ori fi doi, ori fi trei, ori fi patru, ce facem? Autocar închiriat, totuși, nu. Și când am ajuns acolo, așa o grup mare de oameni aștepta, s-a umplut autocarul, am mai stat și în picioare, deci a fost un lucru foarte da, bun. S-au simțit extraordinar de bine, nu mai știau cum să ne mulțumească pentru acest fapt.
Și anul acesta, evident, deja din inerție mergea treaba asta, au venit tot așa autocarul, a venit lumea, erau foarte mulțumiți, s-au simțit foarte bine. Văd pe fața dumneavoastră satisfacția lucrului bine făcut. Da, mie îmi place să... Vă felicit pentru asta și nu vă întreb ce pregătiți pentru la anul, dar știu că deja v-ați format o idee în cap. Absolut. Vreți să faceți și mai mult, sunteți perfecționist. Absolut. Încă o dată felicitări și vă mulțumesc că ați onorat cu prezența invitația mea, dacă aveți câteva cuvinte pentru telespectatori. Să vină și la anul la Bogdan cât mai mulți, indiferent dacă sunt maghiari, români, pentru că vor primi calitate și dansuri excepționale și soliști foarte, foarte buni și merită venit acolo. Și doresc să mulțumesc Consiliului Județean pentru că nu e o sumă mică pe care au alocat-o pentru acest festival, vorbim de 35.000 de lei, deci este o sumă importantă, dar a meritat. Așa că le mulțumesc. Vă mulțumim și noi că ne-ați onorat cu prezența, vă felicităm pentru reușita acestui festival și vă dorim succes mult mai mare la cea de-a 25-a ediție, cum va fi jubiliară. Exact. Da? Exact. Dragi telespectatori, luăm acum pauză publicitară. Rămâneți, ne întoarcem cu cel de-al doilea invitat. Încă o dată, bună dimineața, dragi telespectatori, a sosit invitatul nostru. E deja vorba de un prieten vechi, aș spune, domnul George Târziu, distins om de cultură și editor, care, iată, îmi face o surpriză. Bună dimineața, George, bine ai venit! Bună dimineața ție și spectatorilor noștri, telespectatorilor. Așa, ai o cărticică în mână. Uimește-ne! Știi, toată viața încerc să străiești viața și vine un moment, probabil, extrem de important în viața fiecăruia, în care ne punem problema, domne, trebuie numai să trăiești sau trebuie să mai mor câte puțin. Și atunci a apărut o carte care are toate condimentele, să zic, să fie o mâncare bună, sper, ce puțin a fost bine primită de critică, Moartea necesară, în care enumăr sau trec sau sondez acele lucruri din noi care ar mai trebui să moară. Știi? Fiecare avem câte ceva ascuns, ca în, bă, ar merge lucrurile, ar merge mai bine dacă ceva din mine, din mentalitatea mea s-ar mai schimba. Și așa a apărut această carte, Moartea necesară. O carte de poezie, o carte ironică, autoironică. Dragul meu, m-ai uimit cu titlul ăsta, Moartea necesară. Dar mi-am adus aminte de o soră de-a bunicului meu, din partea mamei, care, la un moment dat, cu soțul ei, fiind foarte longevivi, a ajuns foarte bătrâni. A ajuns și la noi în satul mare și a întrebat mama cum e și a zis nu ne simțim foarte bine pentru că rând pe rând ne-au cam murit toți prietenii. Și am rămas singuri. Vine o vârstă la care nu știu, nici nu-mi doresc să aflu cum e fatalismul ăsta așa, să stai în expectativă să aștepți moartea. Nu, nu-mi place. Nici nu vreau să mă gândesc. Nu e vorba de acea moarte. Stai liniștit. Știu că tine totul e deghizat. La tine totul e sub acoperire, George. Așa, e o carte regizată în care e vorba despre, adică, diferite feluri de morți, nu? Când ești copil și ești adolescent, a murit copilăria într-un anumit fel, într-un anumit procent. Când ești adolescent, trebuie spre maturitate, ceva anume de mentalitate. E vorba despre acele morți necesare. Copilăria moare în momentul în care ai prima noapte de dragoste, să știe. Dar atunci începe o altă etapă în viața omului, nu? Da. Copilăria asumată. Când ești matur, începe copilăria asumată. Dragul meu, ce mi-a plăcut foarte mult, că am văzut odată o mașină de epocă la expoziție. A unui domn foarte bogat, a dorit să rămână anonim. Mașina respectivă e valuată undeva, e mașină de peste 100 de ani, e valuată undeva la 1.000.000 de euro. I-a făcut-o cadou soția. Între timp am aflat și despre cine ar fi vorba. Avea o plăcuță de argint pe bord, pusă de soția, adică la ăsta. Da. Și scria așa: bărbații sunt niște copii adulți. Nu vor înceta niciodată să se mândrească cu jucăriile lor.
Da? Așa. Și ca să înțelegi mai clar, uite, dacă vrei, îți citesc o poezie, nu este neapărat cea mai emblematică, dar ca să înțelegi că e o treabă perfect liniștită, nu e vorba despre moartea fizică, repet, nu e vorba despre moartea fizică. Uite, sfârșitul unui poet dubios. Te rog. Începe această carte și o să vezi. De când a murit, e pace în România. Cred că eram un tip dubios. Serviciile secrete se interesau de mine în fiecare seară. Dădeau rapoarte, se primeau rapoarte. Numai eu știam conjugarea verbului a simți. Numai eu înțelegeam răsăritul și apusul. Dar mi-a intrat un cui în talpă. Cuiul fundamental prezis de Einstein. Am dat apoi în starea de triunghi și a murit. Lăsând pe toți cu gura căscată. S-a vorbit la moartea mea, ca și la alții. Uite, domnule, a murit, vai, era o valoare și m-au dus la cimitir printre mii de oameni de nelocuit. Așa. Deci e o carte ironică, e o carte care mă detașez de realitate. Napoleon spunea că cimitirul este plin de oameni de nelocuit. Exact, la asta m-am și gândit. Îi cunosc viața, am citit romane despre el, am fost la mormântul lui și am... Dă-mi voie să spun că am văzut ce înseamnă patriotismul francez. Veneau cadeții de la școlile de ofițeri, își luau jos și pilicau, puneau sub brațele, curgeau lacrimi, frate, deci nu venea să cred. Nu venea să cred, zic, ce se întâmplă aici, frate? Ăștia încă-l iubesc pe împărat. Da, oamenii au nevoie de modele, oamenii nu se pot afirma singuri și atunci avem nevoie de cineva care... Mai funcționează și instinctul de turmă? Da, la noi turma, nu, la noi urma scapă turma. Știi că a fost o sărbătorie la 142 de ani de la moartea creișorului nostru, Avram Iancu, și la Țebea s-au apucat să se huiduie unii pe alții. Cea mai aplaudată și huiduită în același timp a fost Elena Udrea, dar cine mamă? Și am înțeles că de bine formați, ca să nu zic grași, parlamentarii noștri s-au rupt și o bancă cu ei, am înțeles. Serios, am văzut, era rupt. Păi nu le-au făcut tribună? Nu știu, data viitoare pentru parlamentar trebuie bănci mai solide. Extraordinar, da. Asta este, dar în același timp m-a distrat ideea unui cârciumar dintr-o comună din Iași, care a scris la intrare: interzis accesul politicienilor, a milițienilor și a proștilor. Și a scos afară un polițist care a intrat la el, iar primarul din localitate a spus că el nu intră în crâșme, fiind întrebat de reporter. Da. Pe partea cealaltă, motiv de mândrie, una dintre cele mai iubite echipe din Liga Noua Britanică, este o echipă londoneză, se numește FC România. Doar români joacă la ea. Și câștigă în jur de 1000 de lire sterline pe săptămână. Deci și în Liga Noua se câștigă bine în Marea Britanie. Dar au reușit să coalizeze toți românii în jurul echipei. Când joacă FC România, toți românii din Londra, microbiștii bineînțeles, vin la meciul ei. Da. Uite, dacă vrei să ne mai amuzăm puțin, că e perioada asta tensionată politică, pentru că eu deja mă consider sătmărean, pentru așa. Mine Bega nu apare în poeziile mele de la Timișoara, ci apare Someșu. Așa. Un poem drăguț... Venea un parlamentar pe Someș. Am văzut un parlamentar plutind pe Someș. Era trist, plutind pe apa îndoliată. Becurile serii confereau reflexe ciudate. Eu cred că a fost un parlamentar cum se cade. Cu familie, cu copii și datorii la bancă. Cred că știa și limba română. Și nu era încă lămurit dacă româna nu e un fel de maghiară expirată. Ai, atunci o dedicăm domnului Gabor Chiarășcăniu. Așa. Uitați ce frumos vorbesc despre un parlamentar care venea pe Someș. M-am îndrăgostit de el pe îndelete. Iubirea e un sentiment subtil, vine că nici nu te aștepți. Vroiam să-l duc acasă, să-l dau la copii să se joace, să facă cu el huța-huța. Dar mi-am dat seama într-un târziu că era mort. Și am dorit să fie de bine. De atunci stau pe malul apei, poate mai trece un parlamentar pe Someș. De data asta viu. Deci, iată, că în situațiile cele mai grele, cred că
În următoarea ediție revăzută, fă o dedicație domnului deputat Gabor Kereșcheni și înlocuiește cuvântul Someș, ca să înțeleagă și dumneavoastră, că poate nu o să înțeleagă, scrie Somoș. Păi nu, și nu uita să scrii și niște forințe acolo. Nu aș putea să scriu în paranteză la Someș, în paranteză, puteți să locuiți cu orice fluviu din orice parte a țării. Da. Și știți în ce eventual. George, ai reușit să ne uimești și de data asta. Dar în sfârșit România a bătut pe cineva, a bătut aseară Grecia, ce părere ai? Măi, 11 metri e un fel de bătaie, un fel de a zice bătaie. Deci, când faci un gol fără să fie 11 metri, e mai valoros. Nu, n-aș spune că cel de aseară n-a fost valoros. Mie cel mai bun jucător de aseară mi s-a părut Pițurcă de pe margine. S-a agitat din calea afară. Așa. Da. Uite, cum se întoarce viața? Unul la pușcărie, altul la Paranghelie. Erau de nedespărțit înainte. Unul era Gigi Becali și celălalt era Zmărândescu, Zmeul Zmeilor. Acum Gigi e la pușcărie, iar Zmărândescu câștigă bătălie după bătălie. În Marea Britanie face show, victorie în doar 77 de secunde în gala MMA UC MMA 40. Ce părere ai de asta? Mai, uite, înseamnă că Gigi a avut într-adevăr un bodyguard bun dacă ăsta bate la englezi pe bandă rulantă. Mai, uite, asta știi tu mai bine ca mine. Eu vreau să zic altceva. Te nu rog. Știu dacă ai auzit ultima veste, e pe bune. Așa. Deci trebuie să specific, asta e pe bune. Da. Nu mai fac glume. Că au luat exemplu cei care sunt încă la închisoare de la domnul Năstase. Așa. Și s-au apucat să scrie cărți. Și Gigi scrie o carte. Pe bune. Iar eu am o carte acasă care n-a apărut încă. Da. Și dacă primesc un preț bun de la Gigi Becali, eu îi o dăruiesc. E o carte filozofică. Și s-o semneze el, nu? Și s-o semneze el. Eu dau cu mare, mare plăcere, îl ajut pe om. Se numește Tăcerele lui Dumnezeu. Uite, și un titlu foarte fain. Ținând cont de faptul că până acum s-a tot rugat la Dumnezeu și nu l-a scăpat de închisoare, cartea asta ar putea să fie un, așa, să-i dea sens existenței lui. Omul acesta a gândit, oare de ce nu i-a răspuns Dumnezeu? Nu? Dacă îmi dă 10.000 de euro pe ea, pe cuvânt eu dau. Și o să fie eliberat mai repede, nu? Că dacă încep să scrii... Da, păi văd că se ține cont. Activitate culturală, da, se ține cont, bineînțeles. Îți aduci sprijinul la cultura universală, da. Nu? Uite, mi-ar place, de exemplu, de la ăștia de la închisoare, da? De la cei care sunt mari magnați din România, care sunt după grate acum, să văd o carte din asta extrem de folositoare poporului român, cum să furăm cu mijloace simple. Pe cel mai simplu în România se fură cu pixul. Dar nu ne-ar ajuta. Ești foarte mult, nu? Să înțelegem și noi fenomenul ăsta. Cum anul ăsta ești un om calic, ai 10.000 de euro și anul viitor ai un milion de euro. George, dragă, dar ne-a spus chiar aș vrea să ascult o în facultate Alex. Profesorul nostru de drept că în România infractorii sunt de două feluri. Începătorii, cei care vin și îți dau în cap pe stradă sau te buzunăresc, și cei cu gulere albe care te fac zâmbind, întinzându-ți pixul și spun semnați-vă rău contractul ăsta în două exemplare. Da. Cam așa, începătorii și avansați. George, timpul nu ne mai permite. În ce stadiu ești acum cu un nou număr al revistei tale? Revista a apărut, numai că am dublat numărul revistei, e atât de căutată, da? Deja. Și atunci am dat toate. Cum s-au tipărit, s-au trimis. 6 tipăresc. Are, revista este tematică în sfârșit, că am zis eu atunci odată că vreau să fac niște teme cu, da, cu literatura SF-ul. Da. Și am adăugat, am obținut aprobare pe 4 ore de un film documentar. Așa. 4 ore despre cercetări privind extraterestri, viața extraterestră. Și am anexat la revistă acest DVD-ul, e ceva nou, o revistă cu DVD-ul. Sper să fie și în continuare asemenea inițiative interesante și să placă la fel cum a apărut acest nou. Am avut o cerere foarte mare de revistă. George, îți mulțumesc că ne-ai onorat cu prezența, îți doresc mult, mult succes și crede-mă că am să te invit foarte des pentru că sunt discuțiile foarte plăcute, utile. Și eu mă simt foarte bine cu tine. Mă dinamizez din punct de vedere al
Toată lumea mă întreabă, bă, dar tu ești veșnic, bine dispus? Și am zis, nu întotdeauna, dar nu las să se vadă. Sigur. Un altul, deci dați-mi voie să vă spun, chestia este 100% reală. Vine un bun prieten al meu și zice, bă, m-a întrebat unul care ieri te-a văzut prima dată că tu nu ai tras cumva ceva pe nas. Zic, oameni, băi, te țăcăniți, mă. Dacă eu sunt bine dispus tot timpul, da, că așa m-am născut, mama a fost foarte optimistă când m-a născut, înseamnă că, gata, ce trebuie să mă duc ca și voi? N-am rate la bancă, puilor. Nu mă duc încruntat ca și câinele Sharpei sau nu câinele Mops. Îți mulțumim, George, că ne-ai onorat cu prezența. Îți dorim mult, mult succes în continuare. Dragi telespectatori, vi-l dau și pe Florin Mureșan pentru prima dată în actualul sezon, nu? Că e prima ediție. Dar înainte de asta să vă zic bancul zilei, că e foarte drăguț. Dacă ești pe autostradă și blonda care conduce mașina din fața ta pornește ștergătoarele deși nu plouă, ai grijă, înseamnă că o să schimbe banda de mers. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această dimineață. A fost prima ediție a sezonului actual 2014-2015, acea lui de dimineață, și vi-l dau și pe antrenorul național. Ne-am făcut onoarea de a veni alături de noi Mr. Florin Mureșan. Bună dimineața, Florine! Zile de la tine, te rog! Sărbătoriților zilei de astăzi, toți cei care poartă nume de Maria și derivate din acest nume, trecem... Da, Mia, Marian și așa mai departe, că se poate găsi o grămadă de nume, oricum la mulți ani. Trecem la sport. România bate Grecia cu 1-0 după o primă repriză foarte bună și o a doua în care, fără Marica, a eliminat Naționalul Lipițurc, că a jucat excelent tactic și a închis culoarele pentru greci, practic o singură ocazie în dreptul Naționalei Greciei, așadar debut cu dreptul pentru Naționala României în preliminarele campionatului european din Franța 2016. În aceeași grupă, Irlanda de Nord a întors meciul și în ultimele 10 minute a învins Ungaria cu 2-1. Chiar la ea acasă, Ungaria a deschis scorul în minutul 70, apoi nord-irlandezii au revenit și în minutul 81 și 86 au înscris de două ori pentru o victorie surprinzătoare în grupa noastră. Tot în grupa României, Finlanda a învins în Insulele Feroe cu 3-1, feroezii au condus cu 1-0, finlandezii au revenit și s-au impus cu 3-1. Germania, campioana mondială, a tremurat serios pentru victorie, 2-1 cu Scoția, un gol al victoriei marcat în ultimele minute, iar Polonia s-a distrat cu nouă venită pe lumea fotbalului, echipa Gibraltarului, 7-0, meciul nu s-a jucat în Gibraltar, că probabil dacă dădeau mai tare în minge ar fi zburat până în Maroc, cu siguranță. În ceea ce privește fotbalul de pe la noi, să spunem că mâine Olimpia joacă în Cupa României, în faza a 5-a, la Jucu, cu Unirea. Conducerea spune că echipa e pregătită să obțină prima victorie a sezonului într-un meci oficial și să ajungă pe tabloul principal al Cupei României, să încerce să aducă la Satu Mare o formație de Liga 1. Mai multe despre acest meci mâine dimineață. În schimb, în Liga 4 de elite am avut partide interesante. Sâmbătă, derbiul Comunei Vetiș între Decebal și Vetiș s-a încheiat cu victoria formației Viitorul din Vetiș cu 3-1, după ce Luceafărul, antrenat de Cosmin Iuha, s-a condus cu 1-0. Meciul va putea fi văzut în înregistrarea partidei în această seară la 21:30 în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă. Tot în Liga 4 de elită, Oara a învins de Dorolț cu 6-0, însă ultimele 4 goluri marcate pe final de meci. De asemenea, o partidă interesantă la Orașul Nou, 3-2, Talna a învins Turul Micula. La pauză a fost 3-0 pentru Gazde, oaspeții au revenit în partea a doua, însă nu îndeajuns cât să și meargă cu punct de la Orașul Nou. Olimpia 2 Satu Mare a mins cu 4-1 echipa din Beltiuga, așadar Liga 4 de elită începe cu meciuri interesante, fotbal de calitate, păcat că unele terenuri nu sunt și ele la nivelul elitei. Să mai amintim că surpriza etapei a venit la Moftinul Mare, unde ne-au promovat Șoimii Mădăras, transformat acum în Cetatea Arduț, s-a impus cu 3-0 la Gloria din localitate. În ceea ce privește Liga a doua, Olimpia nu a jucat, iar etapa a doua, disputată sâmbătă, le-a dus în frunte pe Metalul Reșița și ACS Poli Timișoara cu maxim de puncte 6, singurele echipe cu punctaj maxim după două etape disputate, iar adversara de sâmbătă a Olimpiei, Fortuna Poiana Câmpina, a învins cu 3-1 la Oradea, un rezultat interesant
Jigo, stătmăneanul Jigo, Ervin Jigo, a marcat pentru Fortuna Câmpina, pentru victoria 3-1 de la Oradea. Și în Liga 3 am avut stătmăreni care au punctat. Roghină a marcat golul de 2-1 pentru FC Zalău în victoria cu Gloria Bistrița. Zălăoanii au punctaj maxim în seria 5-a a Ligii a 3-a după două etape disputate. Alte sporturi, trei fetițe din Satu Mare selectate la Centrul Național de la Deva. În aprilie venea la Satu Mare Gina Gogean cu acea acțiune de a descoperi viitoare campioane în gimnastică. A fost la Satu Mare Carei Tășnad. Ei bine, în tabăra de vară au fost duse 7 fetițe de la Satu Mare, 3 au rămas la Centrul Național de la Deva și vor începe școala pe 15 septembrie acolo. E vorba de Bianca Câmpan, Patricia Pișcorean și Alexandra Bauer, primele două din Satu Mare, a treia din Turț. Baftă multă și să sperăm că vom auzi peste ani de viitoare campioane mondiale, europene și de ce nu olimpice din aceste trei fetițe care merg spre Deva de la Satu Mare. Și încheiem cu Formula 1. Hamilton câștigă la Monza după câteva greșeli suspecte, ca să le spunem așa, lui Rosberg. Rosberg a condus mult timp cursa de la Monza. Pe final însă tactică de echipă și Hamilton câștigă cursa, rămâne în fruntea clasamentului și la general și e favorit, să spunem așa, pentru un titlu de campion mondial. Ne revedem și mâine dimineață, să aveți o săptămână excelentă alături de Nord-Vest TV, bineînțeles.